Doamnelor și domnilor, bine ați venit la cea mai amețitoare, cea mai răzvrătitoare, cea mai răscolitoare și cea mai instigatoare emisiune, Benzo Karaoke! Dispozitivul nostru, Instalent Jet 2020, de mult e gata să jurizeze noi participanți. Deci, să nu pierdem timpul și să savurăm momentele de glorie a participanților noștri. Let's go! Primii oaspeți ai misiunii de azi sunt pasagerii SEGETSI Argentii care tocmai a aterizat în benzinăria noastră. Bună ziua și bine ați venit la emisiunea Benzo Karaoke! Nu ratați șansa de a vă prezenta talentul! Da, da, domn șofer, apropiați-vă! Mai îndrăzneți, vă rog, luați microfonul în mână! Da. Și un pas în urmă! Și bine ați venit la Benzo Karaoke! O emisiune unică care vă oferă o șansă unică să ne cântați un cântec și pentru aceasta să câștigați câțiva litri de benzină pentru mașina voastră. Ce ziceți? Numai nu cu așa ceva. Ei, dar cu ce? Dar cine e la dumneavoastră în mașină? Cu cine? Toată familia? Soția. Rugați-vă rog să iasă. Da, da, haideți. Hai, mamă, mai îndrăzneți. Acolo scrie, pe tricou scrie The Best Father, da? Best Dad. Cel mai bun tată. Dumneavoastră cum vă spune? Ion. Ion. Și am înțeles că anișoara, da? Da. Anișoara, nu vă fie frică de microfon. Haideți, mai îndrăzneți puțin. Haideți să alegem o piesă preferată a dumneavoastră. Zinaida Julia, Dan Balan, Cleopatra Stratan, Geta Burlaco. Adrian Ursu. Da. Jumătate eu, jumătate tu. A, da. Da? Regia este gata? Perfect. Ion, da. Mai aproape de anișoara. Succes, băieți! Pentru prestația dumneavoastră, atât de duioasă, primiți 5 puncte și asta înseamnă 5 litri de benzină gratis. Mulțumim! Vă felicităm, drum bun! Domnul Vadim, 5 litri pentru tatăl norocos și talentat. Drum bun, băieți, și multă sănătate copiilor! Vin băieții noștri, starurile noastre noi. Doi băieți, doi flăcăi, doi feți logofeți, da. Bună ziua, băieți, bună ziua! Dacă puteți să ieșiți din mașină și să vă apropiați de noi, vă rog frumos. Veniți, vă rog, mai aproape de monitor. Apropiați-vă de microfon, noi nu mușcăm. Mai îndrăzneți. Este un microfon, nu-l vedeți? Bună da? Ziua! Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit la Benzo Karaoke! Bine v-am găsit! Băieți, vrem să vă propunem o șansă unică, să ne cântați o piesă preferată și pentru aceasta, dumneavoastră să primiți câțiva litri de benzină. Ce ne spuneți? Cântați uneori cu prietenii la petrece? Da, la karaoke des când mergem. A, frumos! Deci sunteți pur și simplu clienții noștri perfecți. Ce piesă doriți să cântați, băieți? Chris Isaac, Wicked Game, probabil. Chris Isaac, perfect! Yeah. Pur și simplu, ultima piesă care am cântat o dată la karaoke. Păi haideți să mai încercăm o dată. Eu sunt sigur că și de data aceasta va ieși foarte bine. Regia? Dumneavoastră sunteți gata? Da. Băieți?
succes și ne-am vorbit. What a weekend game you'll play to make me feel this way. What a weekend thing to do to let me dream of you. What a weekend thing to say. You never felt this way. What a weekend thing to do to make me dream of you. And I fall in love with you. Mai vezi, nu stați cu mâini prin braț. Mai dă-mi seama că e tot și e muzică bună, nu? Nu-ți supărați pe Crisaj. Nu-ți supărați, e ca așa, așa. Persoana care i-ați dedicat această piesă, dar sunt sigur că îi va plăcea foarte mult. Și eu sunt sigur, da. Vă mulțumim foarte mult! Nu mult durează până primim rezultatul pentru prestația dumneavoastră. 10 puncte! Băieți, 10 puncte! Ceea ce înseamnă 10 de puncte! Benzo Karaoke! Mersi mult! Mersi mult că ați participat, vă dorim succes. Nu știu unde plecați, unde plecați acum? Spre casă, la Droche. Salutări, Droche, și vă mai așteptăm la noi, la Benzo, Karaoke. Ok, mersi. Mersi mult și la revedere, o zi bună. La revedere. Alo, bună ziua, băieți! Și bine ați venit la Benzo Karaoke! Trebuie să vă oferă o șansă să câștigați câțiva litri de benzină, doar trebuie să ne cântați un cântec. Domnul șofer, vă rog frumos să vă apropiați de monitor! Când la beții, cu băieții, și cât și cântați? Nu știu, nu n-am cântat un Leningrad, niciodată. Eu precis știu că Leningrad cântat. Dar n-am știu. Un Ozon, un Zdob și Zdub, ACDC, un Red Hot Chili Peppers, poate. Cum o cheamă societă? Daniela. Daniela, apropiați-vă, vă rog, de monitor. Nu. Hai să vă vadă toată lumea, toată țara. De unde sunteți, băieți? Noi suntem din Dobrogea. Haideți să transmitem un salut muzical, Dobrogea. Nu știu să cânt. Dacă doriți, pot să vă spun așa, un salut. Poate în altă limbă ți iese mai ușor să cânti. Precis că o știe, când s-a împărțit norocul, ia pune-l, când s-a împărțit norocul. Dar unde plecați, băieți? Plecăm la România. Transmiteți salutări României. Vă așteptăm când vă întoarceți. Să vă opriți totuși la Benzo Karaoke și să ne cântați un pic de ceva. Ok, mersi mult. Bună ziua și să trăiți, domn capitan! Bună ziua! Luați, vă rog, microfonul în mână. E din partea dreaptă la dumneavoastră. Da, vă ascult. Bună ziua și bine ați venit la emisiunea Benzo Karaoke, care vă oferă o șansă unică să câștigați câțiva litri de benzină și în același timp dumneavoastră trebuie să ne prestați doar o piesă muzicală, piesa dumneavoastră preferată. Cine-i prietena dumneavoastră în mașină? Cine stă? Asta e Chiochi de mie. Ia-mi roagă pe Chiochi-a ta să iasă și ea. Eu sunt sigur că ea ne va cânta o piesă. Precis. Bună ziua și bine ați venit la emisiunea Benzo Karaoke. Bună ziua. Cum vă numiți? Doamna Karabadzhak. Doamna Karabadzhak, dar prin numele? Sofia. Doamna Sofia. Bine ați venit la Benzo Karaoke.
Noi suntem o emisiune televizată care oferă șoferilor și pasagerilor mașinilor care trec prin benzinăria noastră să câștige câțiva litri de benzină sau motorină, dar în același timp le cerem să ne cânte o piesă, un cântec. Cine șoferii scânte? Șoferii sau pasagerii, dar în cazul dumneavoastră pasagerii, din cauza că ei sunt mai îndrăzneți. Ce piese cântați când vă adunați cu rudele? Ce cântece cântați? La masă, la petrecere? Eu mai mult sunt o bună ascultătoare. Și noi toți suntem ascultători foarte buni. Dar uneori trebuie cineva să mai cânte. Nu, dar în ultima perioadă de timp eu nu prea cânt. Păi, nu, da, cândva ați cântat, nu? Cândva, da, dar acum nu. Care a fost cântecul preferat atunci cândva? Fata mamei, fata tatei. Fata mamei, fata tatei. Gheorghe Țopă. Piesa fără care nu se petrece nicio nuntă în Republica Moldova. Aveți o fată și aveți și un băiat, nu? Da. Cum le spune lor? Artur și Madalina. Artur și Madalina. Așadar, o dedicație specială din partea mamei Sofie. Un cadou extraordinar pentru Madalina și Artur. Regia este gata? Doamna Sofia, the floor is yours. Dar din toate câte sunt, nu aș vrea să-ți cânt. E legat de-al tău nume, tu cel mai drag din lume. Și cu chipul cu curaj. Fata tati, fata mami. Doamna Sofia, vă mulțumim frumos, stați liniștită. Dar poate dumneavoastră mai bine cântați fără muzică, așa, pur și simplu. Pur și simplu, eu n-am cântat o perioadă îndelungată, 3-4 ani. Noi avem aici un aparat special care evaluează fiecare prestație. Și pentru cântecul dumneavoastră vă oferă nota 6, 6 litri. Mulțumim, mulțumim. Mulțumim și dumneavoastră și de unde mergeți? De unde veniți? Din satul Veratic, raionul Ialoveni. Doamna Sofia, eu vă asigur că acum toată lumea a aflat ce oameni buni și talentați trăiesc în satul Veratic. Și unde mergeți? La oraș. La oraș, ce să faceți? După produse alimentare. Cu cumpărături. Da. Bine, doamna Sofia. Da. Vă dorim o zi bună, cumpărături cât mai bune și mai ieftine, dar calitative. De asta și dorim mai mult calitative. De asta și mergem la Chișinău. Noi vă dorim un drum bun spre capitală și o zi cât mai frumos. Și noi avem un nou aspect într-un Studebaker negru cu o șoferiță tânără la volan. Vă rog frumos, opriți motorul și apropiați-vă lângă monitor. Bună ziua, domnișoară! Bună ziua! Cum dispoziția? Bine! Luați, vă rog, microfonul din partea dreaptă. Și vă rog frumos să vă prezentați. Irina Macari. Irina! Dumneavoastră, vă place să cântați? Da. Haideți să alegem o piesă preferată a dumneavoastră. Beyoncé, Adele, Lady Gaga. Besame Mucho. Besame Mucho este cea mai populară piesă mexicană în lume. Sau mai bine Adelea Gurata. Ce să vă zic? O piesă frumoasă, o alegere perfectă. Regie, ce spune? Suntem gata? Perfect. Încercăm. Irina, noi vă dorim mult succes. Ce faci, nu știu cum mă dezbraci, ca o felin acum vrei să taci și mă atingi, mă să nu-ți fac mă întoarce pe dos, mă ridică de jos, cura ta. Și apoi
visători, zburăm printre ele în palma ta. Îmi las inima. Mă-ntoarce pe dos, mă ridic de jos, gura ta. Este prima experiența mea să cânt la benzinărie. Noi sperăm că asta nu e ultima experiență. Și eu sunt sigur că dumneavoastră o să mai treceți pe la noi, poate împreună cu prietenii. Ok, mulțumesc. Dar de data aceasta, dispozitivul nostru, Instalent Jet 2020, vă oferă nota maximală 10. Și asta înseamnă că trebuie 10 litri de benzină. Mersi, e că așa ne place. Dar cât mai durează... Emisiunea, abia suntem la început de cale. Ok. Așa atunci că... te mai revedem. Irina, noi suntem aici în fiecare zi. Mersi mult. Mersi și dumneavoastră. La revedere, o zi bună. Pa, pa. Alo, alo, bună ziua! Ești plecat, da? Sau se întorc? E în aud. O altă perlă neagră la noi în benzinărie. Alo, bună ziua! Domnul în tricou, vă rog frumos să ieșiți și să vă apropiați de monitor. Șoferul mașinii frumoase. Nu ratați șansa să vă descoperiți talentul publicului larg, domnul șofer. Încercați-vă norocul. Sunteți la emisiunea Benzo Karaoke. Băieți! Domn Vadim, întrebați-vă rog băieții, poate vor să cânte, dar nu mai aud. Au spus că nu, bravo, ia că din urmă băieții vor. Am înțeles. Calul norocului trece pe lângă fiecare, dar nu fiecare în bancăle cam. La parcarea noastră poposește o corabie albă. Un echipaj tânăr și sunt sigur foarte talentat. Alo, alo. Alo, bună ziua. Bună ziua. Fetelor, ce faceți? Fetelor, ieșiți vă rog din mașină să ne povestiți mai mult. Așa, așa, mai îndrăzneți. Luați vă rog microfonul și prezentați-vă. Wow, 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 wow. Ce fetițe frumoase. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Eu mă numesc Cornelia. Eu mă numesc Mihaela. Eu mă numesc Briana. Cornelia, Mihaela, Briana, bine ați venit la Benzo Karaoke! Și vă rog să ne spuneți cu cine sunteți aici? Noi suntem cu părinții. Dar unde veți părinții? Rugați-i să iasă din mașină, să ne salutăm și cu ei. Mămica! Mămica, să iasă din mașină! Bună ziua! Bună ziua și vă rog să vă prezentați! Bună, mă numesc Tatiana și mămica Brianei. Bună ziua, Tatiana! Și noi suntem foarte bucuroși că ați poposit în benzinăria noastră cu așa o echipă tânără. Bine v-am găsit! Deja cred că v-ați dat seama că dacă e vorba de karaoke, trebuie să cântați o piesă preferată, nu? Cu mare drag! Da, fetele, cântăm ceva! Fantastic! Da! Cinci! Eu vă urez succes! Fetele mi-au zis că ați fost la un concurs. Povestiți-ne, vă rog, ce fel de concurs a fost? De muzică. Ah, concurs de muzică. Păi dumneavoastră sunteți din meserie. Vreau să vă zic că ați nimerit chiar la țang. Exact la noi aici tot este un concurs. În schimb, noi vă oferim un premiu. Fetelor, canfetelor, ia-mi spuneți-ne, ce piesă vreți să ne prezentați? Noi cântăm Hora din Moldova. Hora din Moldova. Piesa cu care Nelly Ciobanu în 2009 a participat la Eurovision. Acum, la Benzo Karaoke. Regia, noi suntem gata, fetelor. Da, suntem gata.
Noi toți suntem gata și vă ascultăm cu mare drag. Succes! Mulțumim! Ce ne spune dispozitivul nostru magic care testează talentele instantaneu? Dragă Cornelia, Mihaela și Briana, ați primit 10 puncte! Yeah! Ura! Da, mămică, unde e? Uite, vine! Uite, vine! Tatiana, vrem să vă felicităm cu așa o trupă fantastică, tânără, super talentată. Mulțumim! Mulțumim! O zi frumoasă! O zi frumoasă! Pa, pa! Pa, pa! La revedere! Pa, pa! La revedere! Hai, ne urcăm și plecăm, da? Da! Și ne vă spunem cu siguranță că în viitor trofeul Eurovizionului va ajunge și în Moldova. Data aceasta avem o bombonică roșie cu doi pasageri. Alo, bună ziua! Domnul din mașina roșie! Domnul din mașina roșie, ieșiți vă rog din mașină și apropiați-vă vă rog din monitor. După tricou e clar că avem treabă cu fotbaliști. Mai îndrăzneți, așa, așa, mai îndrăzneți. Bună ziua! Bună ziua, hello, bonjour! Luați vă rog microfonul din dreapta. Luați microfonul când vă aud. N-avem nevoie de interviu, ne trebuie doar să cântați piesa preferată. Aveți o șansă să câștigați câțiva litri de benzină, doar în schimb unei piese preferate care să ne cântați nouă. Nu vă cânt că n-am glas. Cum n-aveți glas? Eu doar aud. Uitați-vă ce bariton catifelat aveți. Dar soția e cu dumneavoastră? Da. Ian, vă rog, dumneavoastră cum vă spune? Doamna Vera! Doamna Vera, ieșiți vă rog din mașină! Acuși așteptați! Așteptăm! Încă o dată bună ziua, doamna Vera, și bine ați venit la Benzo Karaoke! Mă bucur!
Doamna Vera, ce spune să vă sublinim cu câțiva litri de benzină bombonica dumneavoastră roșie? Spate. În schimb, trebuie să ne prestați o piesă. Un cântec preferat. Oh, cântec le-am uitat că capul meu e ocupat cu altceva. Noi vă ajutăm să vă aduceți aminte acuși. Ce cântece cântați când vă adunați cu neamurile, cu prietenii la masă? Așa și de bine mesei mele. Așa cu... și de mesei mele. Da, cam așa ceva. Încercăm? Eu de mulți ani nu sunt pe acasă și eu nu știu piesele, le-am uitat. Unde, la Germania. În Germania? Wow! Sprechen Sie Deutsch? Ja, sprechen ich bin Deutsch. Oh, natürlich. Ja, natürlich. Poate un cântec în limba germană? Oh, nu, nu. Nu? Nu. Deci... Și așa e și de mesei mele, da? Da. Dar soțul nu vrea să vă susțină. Cum îi spune soțul meu? Domnul Vasile. Poate totuși îmi rugați pe domnul Vasile și cântați o piesă împreună. Așa mai frumușeau. Dar și numai decât cântic. Dar ce vreți să faci? Un dans? Ei, dans nici atâta. De seară, la nuntă. Păi dacă aveți nuntă, eu propun să cântăm cel mai mare șlagăr a contemporanității. Cântecul Zinaidei Julia, e sărbătoare și răsună muzica. Poate, da, dacă cineva mă ajută. Da. Doamna Vera, fiți liniștită că noi vă ajutăm. Eu nu-mi plac la karaoke, nu... Eu știu. Karaoke-le la moldoveni de obicei la masă. Și el e fără... Da, și când ai 100 de grame, da, dacă nu ai și n-ai mâncat nimic. Haideți să cântăm. Regie, ce avem noi? Regie, atenție, doamna Vera. E sărbătoare și răsună muzica. Succes! Te trebuie să urmă o leacă. Haideți! Noroc! Ziu! Hai, noroc! Ei, dacă nii ne-a cântat, mă... Asta e seara de la mere, asta seara de demult, ne-a plăcut, se sună muzica, la mulți ani muzica, e venit până sărbă inima. La 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 la. Vă mulțumesc frumos! A fost formidabil! Tamana a făcut o repetiție fantastică înainte de nuntă care o să fie în seara aceasta. Și din partea noastră, din partea emisiunii Benzo Karaoke, din partea instalentului Jet 2020, noi vă oferim 5 puncte. Ura! 5 litri de benzină. Vă mulțumesc frumos! Succes! Mulțumim frumos, o zi bună! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen und tschüss, schönen Tag! Tschüss! Ciao, schönen Tag! Olá, mă brumărie, a poposit la noi în benzinărie și sperăm cu un nou participant. Bună ziua și bine ați venit la Benzo Karaoke, apropiați-vă, vă rog, de microfon. Dar eu ved că noi avem un oaspete special și asta este Felicia Dunav, vedeta de la Televiziunea Națională. Mulțumesc, mulțumesc mult, mersi vouă. Dragă Felicia, regie m-a anunțat că dumneavoastră doriți să cântați piesa Merioară, Merioară. Da, neapărat, pentru asta și-am venit. Regia, noi suntem gata? Perfect. Let the show begin! Să-ți ies în diseară și pentru atâta lucru mai.
Mulțumesc, mulțumesc mult, mulțumesc. Pur și simplu, bestial. Stimați telespectatori, numai ce am avut plăcerea să admirăm prestație Feliciei Dunav. O surpriză pe care am pregătit-o special pentru dumneavoastră, dar am ținut-o secret. Mulțumim! Mersi mult! Mersi vouă, mă simt mai bine decât pe scenă aici, așa că eu o să mai vin. Și noi te așteptăm cu drag, Felicia, mai ales că tot ce facem noi e doar pentru oaspeții noștri și participanții noștri. Da, și eu cred că așa talent nu trebuie să rămână doar la nivelul Benzo Karaoke. Totul abia urmează. Mulțumesc mult! Dar acum să vedem ce ne spune Instalentul. 10 puncte, Felicia, și 10 litri de benzină! Mulțumesc, mulțumesc mult, mersi vouă! Dragă Felicia, dumneavoastră sunteți astăzi ultima participantă și ne-a făcut o deosebită plăcere, surpriza dumneavoastră muzicală. Mulțumesc mult! O zi bună și la revedere! Emisiunea noastră se petrece concomitent în trei timpuri. Trecutul, prezentul și viitorul. Piesa cântată la noi deja a fost compusă. De ce trecutul? Interpretul ce cântă în fața noastră, aici și acum, e în prezent. Imediat după ce interpretul și-a finalizat prestația, el este cunoscut de mii de oameni. Și în această clipă, el devine vedeta zilei de mâine. Fiecare participant a emisiunii noastre e ca un cosmonaut care se lansează de pe platforma interspațială a benzineriei noastre. Mulți stimați noștri telespectatori, nu ne lăsăm pe tânjală, dar notăm ziua și timpul următoarei lansări și ne vedem fără întârziere la stația interspațială Benzo Karaoke!